Ne aflăm la baza sportivă din localitatea Zimbor, unde văd că în ultima perioadă au fost efectuate mai multe lucrări. Suntem împreună cu domnul primar al comunei, care o să ne spună ce s-a lucrat în ultima perioadă, ce se va întâmpla cu echipa de fotbal care în această vară a promovat în Liga 4. Domnul primar. Da, prima dată o să discutăm despre situația sportivă a echipei din Zimbor, a echipei de fotbal, bineînțeles. După cum a spus și dumneavoastră, în acest sezon a promovat în Liga 4. Ne situam pe primul loc în momentul în care s-a oprit fotbalul, din păcate. Am făcut să jucăm până la capăt, dar dacă nu s-a putut, n-am avut ce să facem, ne conformăm după cum sunt regulile. Pe viitor o să mai achiziționăm jucători pentru Liga 4 la echipa mare. Suntem acum chiar în curs de a pregăti o nouă echipă, la care o să aducem cel puțin 6-7 jucători. O să ne bazăm în mare parte pe și pe actualul lot. La juniori, din câte se pare, o să formăm o echipă cu jucători din zonă, din comunele învecinate și din comuna Zimbor. Spuneți-mi ce lucrări s-au derulat în ultima perioadă la baza sportivă din Zimbor. În legătură cu investițiile care s-au realizat și urmează să se realizeze, după cum bine vedeți, tribuna de 196 de locuri este făcută din anul trecut, din 2019. În acest an am demarat și aproape finalizat lucrările la vestiare. Chiar foarte puțin mai este de lucru la vestiar. Legătura cu apă aici se va realiza în cel mai scurt timp. Da. Avem în plan pe viitor să irigăm terenul, fapt pentru care am săpat un puț la 40 de metri adâncime, prin care este alimentat și vestiarul și este trasă sursa de apă până la jumătatea terenului, urmând să cumpărăm un utilaj prin care să putem iriga terenul, suprafața de joc. De asemenea, am achiziționat un utilaj pentru pusirea gazonului, un utilaj pentru marcat profesional și, în mare parte, cam acestea sunt investițiile care se vor derula în acest an. Probabil că anul viitor am depus un proiect de modernizare a bazei sportive în totalitate. Dacă se va aproba, atunci deja vorbim despre alte investiții. Bine, să aveți succes! Mulțumesc!